Salutare oameni buni și bine v-am găsit și la un nou episod din Forza. A venit Spring, cum s-ar zice. Ne-a băgat două mașini interesante, dar nu sunt cele de aici care le vedeți. Una din ele care o să vreau să o testez, McLaren 600LT Coupe. Știu că o mașină bună de circuit. Poate fi bună și de sprint, dar nu strălucită. Pe partea de mașini, un Nissan RR, nu sunt sigur. Mașina de Dumbag e ceva de nisip, de off-road, care sunt sigur că nu era. Un Buick Regal Gen X și un Jaguar XS. Deci, Forza tonul ăsta mai mult veți câștiga Jaguarul, dacă vă interesează. Aici avem 600 LT Coupe. Ok, înainte de asta, dacă cumperi pachetul de... Nu, Car Collection. Stai că nu mai știu unde era. Nici în online, creativ, în store, în Car Pass sau în Car Packs, nu mai știu care din ele. Da. Azi s-a deblocat mașinuța asta, Audi TT RS 2018. Cu 400 de cai, este un 4. Și versiunea de tuning este surprinzător de plăcută. Odată cu update-ul ăsta, momentan ar fi ultimul update din... partea asta, să zic așa. Adică nu mai au anunțat nimica încă peste. Așa că hai să vă arăt asta. Un drone mode. Să ne uităm un pic la detalii, că mi se pare că arată foarte bine. Deci așa arată tunată. 4 sef de evacuare. Chestia asta din spate neagră nu este stock, nici chestia aia după spate. Deci practic l-au detunat ca să avem ce să tunăm la el, să zic așa frumos. La fel, masca de față are două opțiuni. Asta e versiunea stock care arată mai bine, părerea mea. Roțile aș vrea să pot să le observez că în momentul de față, de când au făcut update de cei de la Nvidia la driver, au reușit să bușească fix pe Forza când aplici orice fel de vinil, chiar și o culoare default, jocul dă crash. Așa că asta e culoarea stock care vine, așa că cu asta voi juca. Acum să vă arăt cel mai în detaliu interior pe care l-am văzut la Forza, la modul că totul funcționează. Bordul, na, Audi, dar, deci, boost-ul ăla din, vedeți boost-ul în dreapta jos, da? Vedeți că funcționează cum trebuie ceasul și funcționează și ăla de forțe G, vedeți? Bun, suntem cu motorul stock, facem un launch control. Ce caterincă, uitați-vă la boost cum se încarcă. Stai. Și avem 137 lansare cu 525 de Nm cu buze 2. Așa, hai să vedem. 3, 2, 1 și... Foarte sprintenă. Mașina este clasa S2, 907, deci nu este ceva wow. I-am pus 10 trepte ca să aibă accelerație mai agresivă. Puteți să faceți engine swap. Am vrut să folosesc motorul stock, să văd cum e. Motorul nu sună rău, dar nici m-a dat pe spate. Nu are foarte multă putere să urce. Are 756 de cai, aproape 800 de cai pentru o mașină coupe atât de micuță și de compactă. E destul de bună conversia. Și așa, la linie dreaptă la val, între ghilimele, teoretic ar prinde 381. Teoretic. Practic. Vedeți și voi că cred că mai trebuie încă o autostradă ca să prindem și unul e dreaptă, fără viraje, fără sus, fără jos. Așa, test de frână. Mașina prea ușor se blochează. Bă, nu e rău. Linia aia de LED-uri pe spate arată foarte bine. Așa, hai să mergem la home. Aș face engine swap doar ca să vă arăt. Nu știu ce să zic. Deci ca opțiune de motor aveți așa, stocul. Bine, 766 de cai tunați. Așa. Deci atinge de la 0 la 97 în 2,2 secunde, deci destul de wow. I4 turbo sau racing 3 litri în linie 6 turbo. 805 cai după care mai și tunezi. Într-un fel merită. Dar am vrut să vă arăt cum sună sunetul stock, așa că hai să-l echipăm. Ce ar trebui să resteze? Cutia de viteze.
Nu s-a resetat. Super. Bun. Deci facem decât motorul. Deci avem 838, 919, 968, 1000, 1200, aproape un Bugatti, 1200 de cai, pe mașină de tonă 200, o tonă 300, am dus-o de la 700, am dus-o de la S2907 la S2955. Dar saltul de cai putere este palpabil. Hai să vedem cât de mult merită. Dacă puneți body kit-urile astea de la Audi, nu le puteți, nu puteți umbla la aero, ceea ce pe mine m-a deranjat. 436. Ok, dacă îl pun așa mai corect, 436. Deci cam acolo pare să fie limitat. Poate din motiv de aero, poate nu, nu contează. Oricum nu e o mașină de top speed, să zic așa. Freeze-ul ăsta, nu înțeleg. Deci de la un update ceva, de fiecare când ies așa pe hartă, face un micro freeze. O secundă sau cu toată două. Și după aia merge totul perfect. Dar doar când ies de acolo. Girează, te rog? Da, am uitat că cu mașină all-wheel drive trebuie să nu... Da, atinge 1200 și ceva de cai. E ceva. Mai am cum accelerează acum. Mă uit acolo jos față de motorul stop, mi se pare diferența de acela punct. Hai să... 3, 2, 1 și... La 4, 5, 6... Altă viață, într-adevăr, se simte că trage cum trebuie. La 8 pe urcare, încă trage destul de agresiv. Așa, noua, încă trage și țineți cont că urcăm. Hai să oprim mașința aia. Încep să simt downforce-ul foarte agresiv cu suspensii. Da? Vă recomand motorul ăsta, n-am cum să recomand acel motor, decât dacă vreți poate circuite puțin mai plopând și îți permite să forțezi mai tare virajul cu accelerația de a podea. 435 la oră pentru o mașină coupe, eu zic că e super ok. Prind din urmă pe ăla, nu cred. Da, e puturoasă, să zic așa, la drum lung, dar ușor și uite. Da, bă, tuturor Audi, rușine! Și te bagi și la nuțul. Mamă, cum a fost hopul ăla. Sunt bine, sunt bine, nu mai sunt bine. Bun, hai să vedem McLaren-ul ăla, să vedem ce-i de capul lui. Mai întâi, vreau să văd dacă pot să-l cumpăr. Cu bani. Cred că nu. Dar să nu zic că n-am încercat. Deci buy and sell, auto show, McLaren, 600 LT, coupe. Deci pot să-l cumpări. E 260.000 de credite. Adică nu e mult. Așa că... Nu prea merită să dai puncte de Forza decât dacă, nu știu, n-ai bani lor circulare. Na, uite, vezi aici, de exemplu, astea sunt șmechere. Dar mi-e frică că dacă o să încerc să aplic, o să dea crash. Așa că o să o las stoc. Evitați secțiunea de vinil, culori, dacă nu vezi crash. Dacă aveți cel mai nou driver de la Nvidia, din păcate. Ce drăguț arată. Bun. Garaj. Upgrade. Custom. Avem engine swap. Nu sună? Nu sună rău. Și avem, V10, V12 și... Stai. V12, da, este 6750, 627. Nu înțeleg de ce specifică litri, dacă ăsta nu specifică. Ăsta de câți litri? E surpriză, nu înțeleg. Ăsta e 191, ăsta e 864. Deci de ce ar fi ăsta mai bun decât ăsta? Ăsta în 259 de cai. Nu înțeleg de ce ăsta l-au pus ca ultima opțiune. Chiar trebuie să aflu? Bine. Hai să luăm în ordine. Deci mai întâi. Vizual. N-avem mari chestii. Ăsta e cam rachitic și drept. Ăsta arată bine. Arată și bine și ăsta micalui, că face parte din linia mașinii, că
vedeți că e cu trepere lângă ăsta, e puțin mai agresiv. Chiar, mai bine îl las pe ăsta. Așa, roți. Slicuri. Facem astea mai mari. Punem astea. O scoatem în afară. O secundă. Așa. Pap. Așa. Race Transmission. Orice peste 7. Asta e cea mai bună. Cu 6, surprinzător. Hai, punem cu 6. Race. Vreau să văd cât face stock. Race. Așa. Oribil. Am zis că de la greutate ne dea stats-uri mai bune. Bun, deci avem 591 netunat motorul stock. Hai să vedem la cât îl ducem. Așa. Turbo-l punem ultimul. Avem 838 stock de la 590. Putem să-l ducem la 918. Ceea ce nu este deloc wow, dar nu este nici rău. Hai să facem un speed test. Deci de la autonă 300 am spus la autonă 200. Am dus-o de la S1 la S2. Cred că are potențial de 999 mașina asta cu motorul de V12. Numai că... asta e, mi se pare că e o mașină V10, nu sunt sigur. Nu vreau să vorbesc pe asta, dar... 365... 374 și aero. Mi va afecta spatele ăla un pic. 382, da, deci clar afectează aero. Deci probabil că duce 400 plus cu motoarele celelalte două. Dar vreau să văd diferența, vreau să văd diferența în cai, deci... Na. Încă sunt îmbrăcat în Santa, știu. Maaa, urmă, cu fuge în spate. Pare puturos. Evacuarea aia pe spate e așa simpatică. Și bine se ține pentru tractul din spate pe viraj. Așa. Poziționăm aici frumos. Ia să vedem. Crezi că folosește 183. Ok. Treapta 4-a, trage super agresiv. Treapta 5-a încă se păstrează. A început să scadă, nu mai trage la fel de tare. Și în treapta 6-a deja se plafonează destul de urât. Din păcate. Bine, avem decât 6 trepte, apropo. Mă, nu-i rea. Singura chestie de apreciat e faptul ăsta. Se ține destul de bine, indiferent de viteză, nu știu. Mă aștept să patineze spatele ca un la un muscle car, nu știu de ce la mașina asta, așa se simte. A, uite că aia 365 motorul stock, test de frână. Se putea mai bine. Așa, hai să facem primul engine swap. Să vedem. Într-un fel aș pune și all-wheel drive, într-un fel. Totodată n-aș vrea. E cu două fețe, să zicem. Custom upgrade. Bun. Motor. Deci am zis că punem prima oară V12-le. Care motor, care multă lume știe, putem pune și un extra turbo. Era 750-891. Hai să verificăm ăsta. Nu s-a resetat. Bun. Motor. Avem ceva upgrade-uri. Eu sunt curios să văd dacă ultimul motor ăla e mai bun decât ăsta. E singura chestie care mă surprinde, să zic așa. Este intercooler. Și ultima este turbo. Deci avem 1037 de cai. Așa. Și ajunge la 1191. Ok. Bun. Aproape este 1 pe 1 kg cu cai putere. Am dus-o de la S2, 9, 4, 6 la 9, 6, 4. Bun,
Hai să vedem un top speed și pe cutia asta de viteze, să zic așa. Custom gearing, 406, nu, e oribil. Să mișc cam așa ceva, cred. 420, e ceva, 419, bine. Cu tracțiune spate, de subliniat. Așa, hai să vedem. Hei, am primit un cadou. Merge să vedem ce e. Mai întâi merge pe autostradă. Treapta patra că e puturoasă, abia după turație mare începe să tragă tare. 5 ani că trage foarte puternic. Mașina așa ușoară la trepte inferioare, nu prinde drept tracțiune spatele, da. Într-un fel, na, de asta ziceam, e mașină bună de circuit chestia asta, nici știu eu, pui totul aerul pe maxim, pui un motor agresiv și ar trebui să țină super bine. Patra. Da, altă viață. Se simte. Mucam. 6. Da, altă viață motorul ăsta, nu pot să mă ține vante GPS-ul ăla. Așa. Deci am 400... GPS-ul vieț. 410? Cu greu? Da, cam pe acolo, un 410. Nu e rău. Frâne destul de bine de la 400 la oră, adică nu am ce să comentez. Hai să ne teleportăm aici rapid. Să luăm cadoul. Să facem engine swap cu ultimul motor, să vedem de ce consideră jocul că e mai bun. Aia e interesant, știi? Adică aia mi se pare mie ciudat. Da, e niște. Așa, hai să vedem ce mașină am primit. Surpriză, surpriză, vreau un Bugatti Divo. Spuse eu, comic. Hai să vedem. Acum, nu știu ce să cred. Dar chestia asta, nu știu, e ca și mai câștigă la ruletă. Sau la jocuri de noroc. Mă rog, e cadou, dar e ciudat este. Mi-a dat cea mai șmecheră mașină. Sirocco S. Din 1981. Wow. Ok, hai să mergem să facem engine swap acum. Nu înțeleg de ce nu bagă... Adică odată ce ai licență, ok, ai licență pe mașinile alea vechi. Nu înțeleg de ce nu bagă mai multe mașini noi. S-a atâția posibilități la Mercedes, la Audi, de... ca an în primul rând. Adică au de unde și mi se pare că avem în continuare aceleași mașini de nu știu câți ani, știi? Nu știu, mi se pare ciudat. Așa, 6,1 litri. Deja 902 doar din turbo, ok. Hai să verific cutia. E corectă. Engine, ia să vedem. Ok, 12, 10, 9, 33. 13, 19, 12, 5, 61 și turbo. Deci avem 1100 deja. Wow, 1400. Deci, într-adevăr, motorul ăsta de 6,1 este mai bun. Deci, știau ei ceva. Numai că nu zice nimeni. Deci, de la... am dus-o de la o tonă 300... și am greunat-o cu 100 de chile. Dar acum avem cu 100 de cam mai mulți decât mașina. Deci în teorie acum este 1.2, să zic, 1 pe 1, nu e chiar 1 pe 1, dar mă rog, înțelegeți voi la ce mă refer. Wow, cum arată acolo. 35.
3-5-3. 4-3-1. Mă oprește spatele rău. 4-3-5. Hai să-i schimbăm ăla totuși. Că ne împiedică. Acum chiar ne împiedică. Așa, install, da. Să mergem la aero. Patru, doi, unu, da? 4-3-4. Bun. Și arată așa, nu-i bine. Trebuie să fie undeva pe aici. 4-3-4, iar puțin mai bine așa. Interesant. Totuși mi se par, în momentul de față, sincer, 1400 de cai pe tacțiune spate este ceva absurd. Ar trebui să nu pot spune după loc dacă îi fac așa tacu. Cam asta mă refer. Nu pot să pui atâta putere jos. Bun. Dar acum, sincer vă zic, cred că e cazul să pui lui drive neapărat. N-ai, acum accesează la 3, ați văzut, e super supărată. Hai să vedem. 412 acum, cred că e apărat. Sunteți pregătiți? 3, 2, 1 și... O poliu de drive, vă dați seama cum, cum se lansează. A 5-a încă trage aici că sunt treapta 3-a. Cum a s-a plafonat. Ajunge foarte rapid la 360. E, acum pot să zic că dacă pui oliu drive mașina asta cu și forțezi aerul pe maxim, cred că accelerează absolut demențial în treptele 1, 2, 3, 4. Ceea ce e bine. E că acum ajunge chiar la un 430 destul de lejer. Mi se pare că nu m-am chinuit ca celelalte mașini. 4-3-2. Bă, nu-i rău. Sunt un pic ciudat direcția, nu o să vă mint la viteză mare. Mi se pare că e mult prea responsiv, adică... Și duce la chestia asta, simțiți cum vrea să... Gen fața trage, dar spate rămâne în urmă, e ciudată senzația. Și... frână! Bă, frânează bine. Dar nu, nu cu all-wheel drive. Bun, mașina asta, na, o știam, mai mult sincer, că este, de ghilimele, an mai nou, mai recent. Audio ăsta mi se pare că e foarte simpatic. E drăguț body kit, e așa curat, faptul că interiorul funcționează cum trebuie. Sau de turbina frumos. Am 6.000 pe la 7.000, ce să schimb și motorul ăsta e... E schimbat pe aici. Pau, 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 frână, 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 hai să vedem. Întoarce-te, întoarce-te, op, oprește, mamă. Ce drăguț e gândam. Bun, ăsta a fost video de azi, sper că v-a plăcut. Și până la următoare, la revedere. Pa, pa.